Dacă pe Culiță îl știe acum toată țara, asta pentru că a fost unul dintre cei mai buni concurenți de la Suvivor România 2021, despre sora lui, Geta, se știu prea puține. Iată cum își câștigă aceasta traiul. Câți bani câștigă sora lui Culiță de la Suvivor? Geta vinde brânză la piață, în orașul Hațeg. Culiță a devenit unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți în ultimul an, asta după ce participarea lui la Suvivor România 2021 a avut un impact puternic asupra imaginii sale. El și fratele său, Ian Sterp, sunt foarte cunoscuți, însă sora lor, pe nume Geta, nu a vrut să facă parte din această lume și a rămas să aibă grijă de afacerea familiei. Astfel că, sora lui Culiță Sterp vinde brânză la piață, de mai multă vreme. Culiță are trei frați, pe Iancu, Ileana și Geta, ultima ocupându-se de una din afacerile familiei, care deține o stână de oi. Ea are o tarabă la care vinde urdă, ca și telemea de oaie. Cumpărați produse de la stâna noastră. Vă aștept cu drag la magazin să degustați și, bineînțeles, să și cumpărați produse de la stâna noastră, 100% naturale, a postat Geta. Unul dintre amicii săi a întrebat-o în ce piață vinde, în ce piață vinzi cașul. Iar răspunsul ei nu a întârziat să apară. În orașul Hațeg, județul Hunedoara, a răspuns Geta Sterp. De data asta, din păcate, nu pot ajunge. A scris un alt amic. Îți păstrezi pe când o să poți veni. A răspuns sora lui Culiță Sterp. Cea mai bună brânză din țara Hațegului. A confirmat un alt client al Getei Sterp. Cât ia Culiță Sterp pentru a cânta la nuntă după Suvivor România? Culiță Sterp a fost descalificat de la Suvivor România, așa că este pregătit să-și reia activitățile obișnuite, mai ales că măsurile de restricție s-au relaxat acum și evenimentele sunt întoi. Popularitatea câștigată odată cu participarea lui în competiția sportivă l-a propulsat pe Culiță Sterp în topul celor mai ceruți artiști pentru evenimente precum nuntă, botezori, aniversări. Astfel că, acestuia i-a crescut evident, și tariful. Dacă până acum, Culiță percepea un tarif de 4.000 de euro pentru o cântare care dura toată noaptea, artistul și-a revizuit acum lista de prețuri. Managerul artistului, Raul Zeța, a precizat în exclusivitate pentru Fanatic faptul că artistul și-a schimbat tariful pentru diverse evenimente. Potrivit declarației lui, Culiță cere acum 5.000 de euro pentru o nuntă, la care vine, desigur, acompaniat de formația lui. Pentru o nuntă, Culiță Sterp încasează, acum, 5.000 de euro. Da, vine cu formația, 6 sau 7 persoane. Normal, ține toată nunta, cântă toată noaptea, a spus managerul lui Culiță Sterp.